Depresia și anxietatea sunt suferințe psihice asociate, de cele mai multe ori coexistând cu aceeași intensitate sau nu. Simplist, anxietatea este cel mai bine descrisă ca o stare care se dezvoltă în urma unei credințe că lucrurile se pot înrăutăți și că viața se va îngreuna, iar depresia dintr-o credință că nimic nu poate să meargă mai bine. Contrar mitului că n-ar exista depresie la copii, avem depresie și la copii și avem depresie încă de la vârste foarte mici. Ei, depresia se manifestă diferit la copil față de adult, pentru că există niște particularități legate, în primul rând, de etapele de maturizare a copilului și de modul în care el își poate verbaliza trăirile. Adică rar o să auzim un copil povestindu-ne despre tristețea lui, despre lipsa de speranță sau alte lucruri care le auzim frecvent la adulți, despre pesimism. În schimb, la copil, lucrurile le putem corela foarte mult cu vârsta mentală a copilului. Un copil depresiv este mult mai probabil să-l vedem mai degrabă iritabil, foarte greu de satisfăcut, de mulțumit, practic, aproape nimic nu-i place. Orice ne străduim să facem ca să fie bine, practic, el este tot timpul într-o stare așa de iritabilitate, de nemulțumire generalizată. Pe de altă parte, apar o grămadă de probleme, noi le zicem somatice, manifestate ca și dureri. Dureri de cap, dureri de burtică, probleme cu somnul, lipsă de chef să se joace cu copiii, să se uite la emisiunile lui preferate la televizor. Foarte mulți copii încep să nu mai mănânce. De asemenea, este foarte important la copii, dincolo de felul în care se pot manifesta diferitele tipuri de depresii la el și faptul că intervenția este total diferită față de adulți. De cele mai multe ori, depresia copilului este practic o reacție la mediu, că e mediu familial, că e mediu școlar, dar cam asta se întâmplă, ca o reacție la mediu. De multe ori copiii sunt necăjiți la școală de alți colegi, poate ați auzit de termenul de bullying școlar. E un copil care este veșnic tracasat la școală de către colegi, veșnic hărțuit, poreclit, se râde de el, va dezvolta, dacă are și o anumită vulnerabilitate, poate să dezvolte și mai probabil va dezvolta un tip de depresie. De asemenea, copiii care locuiesc în familii în care există probleme sau copiii care au trecut prin divorțul părinților vor dezvolta tot așa niște trăiri particulare care le putem echivala cu depresie. Practic, copilul se simte el vinovat și responsabil pentru tot ce se întâmplă în jurul lui. Și de foarte multe ori, deși, nu știu, familia aceea poate a fost disfuncțională încă dinainte să apară copilul, copilul este cel care se consideră el vinovat și practic asta nu va face decât să îl adâncească în depresia lui și în trăirile lui negative. De cele mai multe ori, ca adulți și mai ales ca părinți, ne este greu să concepem și să acceptăm că un copil poate cunoaște adevărată suferință depresivă. Depresia din copilărie diferă de tristețea normală și emoțiile cotidiene care apar pe măsură ce un copil se află în dezvoltare și crește.